La Madrid și Verona nu-s talente ca în Moldova, și-a spus directorul Casei de Cultură din Drăgușenii Noi, raionul Hâncești, și a venit la Chișinău să uimească jurații cu o creație proprie despre drumul greu spre Europa. Bună ziua! Bună ziua! Bine ați venit! Bună ziua! Bine v-am găsit! Cum vă numiți? Ion Brăgaru. Ion Brăgaru, asta Ștefan, e? Ștefan, nepotul. Vă dorim succes! Mulțumim! Sunteți foarte expresiv! Mie îmi place! Sper să vă placă! Numărul 8013, un număr fericit! Mulțumim! Succes! Pentru o viață mai frumoasă aș pleca și eu de acasă să călătoresc. Să văd țări, să văd miraje și faimoasele orașe, asta îmi doresc. La Madrid și la Verona, Luxemburg și Barcelona sunt amicii mei. Cât aș vrea să-i întâlnesc, multe să le povestesc, că mi-e dor de ei. Uneori gândul mă duce la Londra să pot ajunge seara în Amurg, să petrec clipe frumoase în locuri misterioase, mi-aș dori să ajung. Multe raiuri sunt pe lume, dar prefer un loc anume, e Moldova mea, unde vântul nu te duce, dorul înapoi te aduce, căci e țara ta. Dansăm Moldova, nu plânge Europa, că am din mic un vis să ajung și la Paris. Și iarăși hai Moldova, ne plânge Europa, că de mult aștept să văd bătrânul continent. Sunt pribeac și așa voi fi, lumea-n lung voi hoinări, să câștig un ban. Nu mai am nici bucurii. Avem respect pentru textul pe care îl ai, e vorba despre Moldova noastră. Haideți să-l aplaudăm pe Ion. Numai că mai e ceva, acum mai nou în cultura noastră vine cultura asta de folclor, de gastarbeiter, care mie îmi pare puțin deplasată de tot ceea ce se întâmplă. Tu ești bravo, se vede că ai muncit, e din suflet cântat, ești foarte emotiv, se vede că te doare ceea ce cânti, numai că nu pentru acest show. Din partea mea ai un nu, dar asta nu ar însemna că nu trebuie să cânti, asta nu ar însemna că nu trebuie să faci ceea ce faci. Noi aici așteptăm bucurie, senzație, spectacol. Poate data viitoare o să veniți cu ceva și o să ne impresionați. Noi suntem în bătrânul continent. Nu ne e dor de bătrânul continent. Noi suntem aici, în Europa, nu? Și te rog foarte mult să nu-i chem să plecăm de aici. Dar dacă poți să-i chem să vină înapoi toți. Dar ești bravo, ai o muzicalitate extraordinară, și poți cânta și poți compune, dar poate ar trebui să fii mai atent cu textul. Mulțumesc. La text. De la mine tot nu. Nici o problemă, dumneavoastră sunteți jurații, aveți tot drept. Mulțumim! Să vă mulțumim pentru continent.